8-0 la pauză cu 2 mijlocași la închidere și 2-1 la finalul meciului cu 2 mijlocași la construcție. La pauza meciului cu Cetatea Târgu Neamț, Viorel Tănase a schimbat toată echipa. La ce am jucat repriza a doua, sincer m-am mulțumit. Jucători tineri, jucători care am mare încredere în ei. Chiar dacă adversarul a căzut fizic, nu știu la ce nivel este, dar mă repet, pe fondul acesta de oboseală, majoritatea m-a mulțumit. A schimbat și sistemul. Am schimbat pentru puțin timp sistemul. Am schimbat, nu știu dacă ați observat, când l-am băgat pe Curiliuc, am trecut cu doi atacanți, după care, după ce am marcat, am băgat și pe Tuțu Alexandru în zonă și am revenit la 4-2-3-1, dar nu asta este important, important e că s-au îngrenat la efort și că au respectat în mare parte sarcinile. Miercuri, Sport Club Bacău va juca cu Aerostar de la ora 17:30, iar vineri de la orele 11 cu formația de Ligă Secundă FCM Dunărea Galați. Toate antrenamentele vor avea loc la stadionul municipal. Miercuri vom juca al doilea amical cu Aerostar la ora 17:30, după care sâmbătă vom juca cu FCM Dunărea.